Bună dimineața! De sărbători cu toții avem tendința să mâncăm mai mult, să mâncăm și alimente pe care poate nu le tolerăm, pentru că nu-i așa, doar odată este Crăciunul. Astăzi discutăm despre alergiile alimentare și ce facem în perioada care vine, astfel încât să nu ne fie rău din acest punct de vedere. Discutăm despre aceste aspecte alături de alergologul Adriana Nicolae. Bună dimineața! Mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața și mulțumesc și eu pentru invitație. Așadar, ce facem dacă avem anumite alergii și totuși vrem să le ignorăm cumva și mâncăm așa de toate fără să ne gândim la consecințe? Nu este un gest înțelept să facem lucrul acesta atunci când avem în familie o persoană. De regulă discutăm aici despre copii care suferă de alergie alimentare, cu unele cu potențial de a pune viața în pericol. Atunci ar trebui să ne adaptăm situației și să încercăm să găsim surse de inspirație pentru a crea o masă potrivită și pentru ei, în așa fel încât noi ceilalți să consumăm alimentele pe care le consumă în siguranță copilul nostru. Dați-mi niște exemple. Atunci când mâncăm, de exemplu, cozonac. Dacă avem de-a face cu un cozonac, putem să înlocuim toate ingredientele din cozonac cu real succes, bazându-ne pe alte alimente. Putem să înlocuim și laptele, putem să înlocuim și oul, putem să înlocuim de altfel și nuciferele, acelea sunt un bonus, și de altfel și cerealele. Deci avem de la îndemână pseudo-cereale atunci când discutăm despre alergii sau intoleranțe la proteinele din cerealele care conțin gluten. Și aici avem soriz, hrișcă, ovăz, orez, porumb, tot felul, chia, quinoa, deci există o sumedenie de pseudocereale care ne stau la îndemână și uneori chiar aduc un plus de savoare în produsele respective. Laptele poate fi de asemenea înlocuit, precum și oul. Există atât persoane profesioniști din domeniul gastronomiei, cât și mămici care și-au dedicat ore întregi creării unor preparate cu totul sigure pentru copiilor, care le-au pus la îndemână celor care se află la început de drum rețete și soluții pentru a înlocui alimentele respective și a crea o masă de sărbătoare, la fel ca și în casele celor care nu suferă de alergie alimentară. Cum ne dăm seama că suferim de o alergie alimentară? Poate până acum n-am știut și se declanșează acum la masa de Crăciun și vrem să știm care sunt simptomele ca să putem să ne dăm seama dacă mergem la medic sau nu. În primul rând, trebuie să ținem cont că alergia alimentară nu apare la primul contact cu alimentul respectiv. Și deci se poate întâmpla oricând să fii surprins de faptul că ai consumat un aliment și la scurt timp după aceea, aici vorbim despre minute până la circa 2 ore, poți prezenta mâncărime pe întregul corp, poți prezenta înroșire sau erupție, așa ca atunci când te pișcă țânțarii, erupție urticariană, te poți umfla, poți vărsa, poți avea un disconfort abdominal, scaune explozive. Și în cazuri nefericite poți asista la o reacție care antrenează mai multe organe și sisteme și asociază și manifestări respiratorii, senzație de lipsă de aer, respirație șuierătoare, senzația că ți s-a umflat limba și nu poți trage aer în piept sau că ești amețit și uneori chiar îți poți pierde starea de conștiință. Și aici discutăm despre anafilaxie sau cea mai severă formă de alergie care poate să apară la orice, inclusiv la alimente. Ce facem într-o astfel de situație? Care sunt primii pași pe care poate putem să-i facem noi sau cei din jurul nostru, dacă nu suntem singuri? În primul rând ar trebui să fim liniștiți, dar asta este cu totul și cu totul imposibil, să nu intrăm în panică și să facem gesturi nepotrivite, să sunăm imediat la 112 și să anunțăm ceea ce s-a întâmplat. Dacă suntem pentru prima dată în fața unei astfel de situații și familia noastră nu s-a confruntat cu astfel de reacții alergice, atunci poate că avem în casă un antihistaminic, oricine are un Aerius, Zyrtec sau orice alt produs antihistaminic,
și să așezăm persoana într-o poziție confortabilă. Iată, dacă se întâmplă să aibă manifestări digestive vari, să-l așezăm pe o parte, să nu cumva să se nece, și apoi îl repoziționăm. Dacă are manifestări respiratorii, niciodată nu o să-l întindem, ci pur și simplu o să-l lăsăm în unghi de 90 de grade și o să-l îndemnăm să respire încet și să nu se sperie. Iar dacă cumva îl vedem că amețește, îl întindem și îi ridicăm picioarele. În cazurile în care deja alergia a fost diagnosticată și în familie există o trusă de urgență și un plan de acțiune pe care l-a completat un specialist, aici sunt trecute exact situațiile cu care s-ar putea confrunta în condițiile în care vine în contact accidental cu alimentul declanșator de reacție alergică. Și în cazul în care avem de a face cu semne sugestive pentru o reacție alergică severă, îndemnul este să folosească autoinjectorul cu adrenalină, care este medicamentul de altfel salvator de viață. Să nu aibă niciun fel de reținere, pentru că alergia poate să escaladeze ulterior. Există și ceva remedii naturiste atunci când suferim de alergie? Se vorbea despre niște ceaiuri care ne-ar putea calma în caz că nu avem o alergie severă, desigur, doar dacă apar acele simptome pe piele sau... Suntem o țară care suntem foarte receptivă, populația noastră e receptivă la astfel de remedii. Există niște ceaiuri, celebri trei frați pătați, care sunt vehiculate ca și remedii în alergii. Sigur că orice remediu de genul ăsta nu se poziționează cum ne-am aștepta, și atunci este bine să avem la îndemână o schemă indicată de un specialist. Atât dacă este vorba de reacție alergică ușoară, cât și cu atât mai mult când avem de a face cu un tablou care este amenințător de viață. Ați amintit despre copii, dar aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte și despre adulți. Adică poate apărea alergia și la maturitate, de exemplu, după 40 sau la 50 de ani, n-am avut toată viața și dintr-o dată să se întâmple ceva? Există categorii și astfel de situații. Totdeauna preferăm să vorbim prima dată despre copii, că ei sunt lipsiți de apărare, dar adulții se confruntă cu o patologie de genul ăsta la orice vârstă. Sunt oameni și foarte în vârstă care asistă pentru prima dată la o reacție alergică. Aici, cumva, profilul alergenelor este oarecum diferit în ceea ce privește declanșarea reacțiilor alergice. Discutăm despre alergii la gluten, adeseori combinate cu efortul fizic. Discutăm despre alergii la pește, creveți și la nucifere. Nu discutăm despre lapte și ou aici când vine vorba despre adult. Adulții pot avea parte de același tablou. Repet, la ei se poate să fie potențat de ingestia de alcool, dar și de antiinflamatoarele pe care le putem folosi, mai ales în timpul sărbătorilor, când pierdem foarte mult timp, suntem obosiți și mai apare și câte o migrenă. După aceea ne ridicăm revigorați și începem să dansăm, și atunci apare și efortul fizic și apare acea formă care este destul de gravă din toate punctele de vedere, anafilaxia alimentară cu componentă indusă de efortul fizic. Așadar, este să avem o mare grijă, mai ales acum în perioada sărbătorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de importante, mai ales pentru această perioadă. Dacă mergeți să vă faceți analizele, nu uitați că pe QR-ul afișat pe ecran puteți vedea toate laboratoarele acreditate RENAR. Dacă totuși se întâmplă să vă simțiți rău în această perioadă a sărbătorilor plină de ispite culinare, nu ezitați să contactați medicul, evitați să vă tratați singur după sfaturile de pe Google sau să urmați medicația vecinei, pentru că nu va fi deloc bine, puteți risca să vă faceți mai mult rău. Așa că până data viitoare, sănătate mult!